Salut Raul și Gabi! Un gând bun vine și de la Cluj din partea mea și a echipei mele. Vă salut cu drag, sunt alături de voi în aceste momente. Nu doresc decât să vă împliniți acel vis pe care vi l-ați propus, și anume continuarea prezenței voastre în Junior VRC și de a termina acest raliu al Finlandei în 2020. Ciao. Raul, Gabi, ați mers foarte tare în Finlanda. Vă bucur foarte mult că sunteți sănătoși și abia aștept să vă revăd în mașina de curse. Ciao, Raul, acum am oprit de la antrenament. M-am tot gândit în cele două ore ce aș putea să spun, astfel încât să fiu credibil și într-adevăr să ajungă la sufletul tău. Nu pot decât să spun că în 2010 am trecut prin fix același lucru pe care l-ai pățit și tu săptămâna trecută. Știu cât e de greu să o iei de la capăt. Și doar cine n-a fost în papucii noștri vreodată nu își poate imagina cum e să simți chiar și pentru o clipă să ți se termine deodată pasiunea, să crezi că n-ai putere să o mai iei de la capăt. Și cu toate astea, încearcă doar să faci ce am reușit să fac și eu, să tragi aer în piept câteva luni, după care să o iei de la capăt, pentru că nu cred că e nimic mai frumos pe lumea asta decât să-ți cauți zi de zi fericirea și să încerci din răsputeri să nu clachezi. Și oportunități sunt la tot pasul. Mai mult decât atât, precum bine știi, de nu foarte mult timp am trecut printr-o altă mare încercare a vieții mele și iarăși sunt pregătit să mă ridic de jos și să-i dau înainte. Așa că te rog din suflet, ia tot ce-ți spun eu ca pe un sfat prietenesc. Știu că nu pot face nimic pentru tine, știu că nicio vorbă de fapt nu este de ajuns, pentru că tu vrei să fii din nou la volan. Dar ia-le pas cu pas și sunt sigur că în cel mai scurt timp, nu-ți dau foarte multe luni, sunt convins de asta, ne vom reîntâlni ori pe aceleași probe speciale, ori dacă nu online, urmărindu-te. Baftă multă și hai înapoi, cât mai repede. Ciao! Raul, sper să te faci bine cât mai curând, vrem să te vedem pe probe, urmează raliul Marii Britanii. Sperăm să iei startul acolo, să ne reprezinți cu brio, în sănătoșire grafică. Toți trecem prin momente de genul ăsta, fiecare la un moment dat are câte o încercare de genul ăsta, așa că nu se poate decât să te faci bine, să te reîncarci și să mergi mai departe, să-ți urmezi visul. Băieți, acum că ați văzut unde e limita, mergem mai tare data viitoare, nu? Salut, Raul! Sunt Danut Budai. Ne cunoaștem de când eram la slalom paralel. Ești un pilot foarte rapid. Ne pare nespus de rău de accidentul pe care l-ai avut. Îți dorim să ai o sănătoșire grabnică, să nu te schimbi, să mergi la fel de tare și ne dorim să ajungi cât de repede se poate în spatele volanului Campionatul Mondial de Rapiuri. Raul și Gabi, știu că raliul Finlandei vă dorea să fie altfel, dar știu că o să treceți peste, iar echipa Sibiu Racing Team este alături de voi. Vă pupăm și multă baftă la următorul raliu. Hai. Și din partea mea, Raul și Gabi, să știți că vă apreciem foarte mult, ați dovedit că sunteți foarte rapizi, nu uitați asta și vă dorim în sănătoșire grabnică și să vă vedem din nou pe probe, în Campionatul Mondial. Baftă, băieți, pa, pa!